Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Colegul sau colega, trebuie să te pe banca 2. Ca să vă declar cu ochii liberi că nu prea te simt balamalele. Haideți să vedem acum cine este șoferul. Cine să fie? Cine să fie? Astăzi vom face decuplarea semi-remorcii ca la carte. Tragem puțin în față. De ce? Ce te-a făcut să alegi să devii șofer pe tir și nu o altă profesie? Nu-mi cunoaște absolut nimeni povestea, nimeni nu știe prin ce am trecut. Împreună cu sora mea luam avionul și mergeam să-l vedem pentru că credeam că e ultima dată. A început să facă un fel de crize, iar după ce a ajuns la spital, i s-a zis de acolo că are cancer și la cap. A făcut o operație la cap de îndepărtare a tumorii de pe creier, pentru că avea cancer la creier. După a zis că i s-a extins prin tot corpul, la plămâni, peste tot, adică deja nu mai avea nicio scăpare. S-a născut într-o familie frumoasă, dar cu prea multe lipsuri materiale. Împreună cu părinții și cele trei surori au stat în chirie pentru că nu își permiteau o casă. De asemenea, din cauza lipsurilor, a fost nevoită să facă multe sacrificii pentru a-și urma studiile. Astăzi are 28 de ani și conduce un tir. Așa își câștigă existența. Vă invit să o cunoașteți pe Adriana Oltean. Are 28 de ani și conduce un tir. Din asta, de fapt, și câștigă existența. În această seară este la Spunem Cum, pentru că în spatele a ceea ce este Adriana Olteanu astăzi există o poveste. Bună seara, Adriana! Îți mulțumesc că ai spus da invitației mele. Bună seara, Antonia, ție și invitaților tăi. Adriana, știu că muncești foarte mult, conduci un tir și pe semne te-am prins chiar într-un traseu, mi-ai spus că ești într-o scurtă pauză și îți mulțumesc că ți-ai făcut timp sau ți-ai sacrificat această pauză ca să filmăm acest interviu. Cu mare drag, da, am încărcat din Spania și plec în Suedia, așa că m-am oprit puțin ca să vorbesc și cu voi. Că pe urmă am drum lung. Ai drum lung. Îți mulțumesc pentru asta. Scopul acestui interviu este să le arătăm oamenilor cât ești de curajoasă, pentru că facem muncă grea. Personal, cred că ceea ce faci tu nu este deloc ușor. Poate că sunt bărbați care nu conduc un tir sau nu și-ar asuma asta. Dar mai întâi vreau să discutăm puțin despre copilăria ta și te rog să îmi spui unde te-ai născut. M-am născut în Cluj-Napoca. Dar locuiesc într-o localitate din Bistrița Năsău, de acolo am copilărit. Deci te consideri bistrițeancă sau clujeancă? Bistrițeancă, bineînțeles. Bistrițeancă de-a mea, Adriana, pentru că și eu sunt tot de acolo, cred că ți-am spus asta. Da. Cum ți-a fost copilăria? Păi, copilăria mea a fost una foarte frumoasă, deși am avut multe lipsuri, multe neajunsuri. De exemplu, nu am avut o casă a noastră până la vârsta de 16 ani, am locuit în chirie. Adriana, mai ai frați? Mai am încă trei surori care sunt mai mici decât mine. Și ne-am descurcat destul de greu așa la școală. Patru surori în familie, lucra doar tatăl nostru, mama mea s-a ocupat de educația noastră, am mai mers și ea pe sezon în Italia la lucru, dar doar așa sezonier. Deci cu toate că vă era greu, mama ta a preferat să stea cu voi, să vă educe, pentru că era mai important asta decât banii. Da, bineînțeles. Și atunci ne-am descurcat destul de greu, dar într-un final a fost bine totul, cum s-a întâmplat.
Hai să discutăm așa în detaliu, ca cei de acasă să-și dea seama care a fost de fapt situația. Spuneai că ai stat în chirie, părinții voștri nu își permiteau o casă, așa că a trebuit să plătiți o chirie. Cum arăta casa în care locuiați? Pentru că spuneai că ai tăi colegi de la școală râdeau de tine. Da, așa este. Păi, prima dată am stat în chirie până la vârsta de 16 ani. Casa, ce pot să zic, era o casă cu o singură cameră. Na, nu era tocmai ok. Râdeau copiii de noi la școală cum că nu avem o casă noastră. Pe urmă, părinții mei, cu ajutorul bunicilor și cu un împrumut făcut de ei, au reușit să cumpere o casă care era puțin mai veche, dar măcar era casa noastră, cum se zice, dar oricum copiii tot râdeau. Adică, na, era casă mai veche, mai dărăpânată și atunci... Te simțeai marginalizată de ei? Ai suferit din cauza aceasta? Pot să zic că da, destul de mult. Adică aveam așa o rușine, nu știu, când să ajung acasă sau dacă mergeam cu copiii pe stradă, când să intru în curte, mi-era rușine. Uh-huh. Te-ai răzbunat într-un fel sau altul pe faptul că ai adus multe lipsuri? Nu știu, sunt copii care poate că își critică părinții din cauza aceasta. Nu, eu nu i-am criticat pentru că știam că nu au posibilitatea asta, nu aveau posibilitate de mai mult. Și atunci nu i-am judecat pentru chestia asta, dar am vrut eu să fac ceva al meu ca să pot să-i ajut și să ne ridicăm puțin. Mereu când eram mică ziceam că o să ajung să lucrez, să vă cumpăr o casă. Îți doreai mult să concretizezi tu lucrul acesta. Exact. Ce făceai, Adriana, când, nu știu, îți doreai o haină nouă, îți doreai poate o jucărie, poate o excursie cu fiecare elev își permite, probabil în ziua de astăzi, adică tot din ce în ce mai mulți își permit o excursie. Tu ce făceai? Le cereai bani părinților? De multe ori nu mergeam din cauza că știam că nu au bani sau se întâmpla când îmi plăteau profesorii excursia. Adică eram așa, oarecum ajutați din toate părțile. Urmează, adică de fapt știu că părinții tăi au reușit să-și cumpere o casă cu ajutorul bunicilor, dar și cu ajutorul unui cont bancar deschis. Urmează perioada liceului și ai spus că te-ai dus la liceu, la liceul sanitar din Bistrița, dacă bine mi-amintesc. Dar ai fost nevoită să stai în cămin pentru că nu-ți permiteai să plătești o chirie sau o gazdă, așa cum majoritatea elevilor fac. Cum a fost? De fapt, am locuit în internatul școlii. Era foarte ok internatul, doar că pe acela nu ni-l prea permiteam. Pentru că țin minte și acum că era 2,5 milioane pe atunci și pentru noi era destul de mult acei bani. Nu prea aveam de unde să-i scoatem în fiecare lună. Și atunci, când venea ziua în care trebuia să duc banii la școală, de multe ori nu mergeam, de rușine că nu am să-i dau. Și atunci responsabilul cu banii venea la mine să-mi ceară banii, eu nu aveam de unde să-i dau și atunci preferam să nu merg la școală mai bine în acea săptămână, până când făceam rost de bani. Și ce făceai cu absențele? Pentru că fugeai de o problemă, dar dădeai de altă problemă. Exact, exact. Păi încercam să le împac amândouă, adică, na, era destul de greu. Am hotărât cu sora mea să le cumpărăm părinților o casă mult mai bună decât cea în care am locuit înainte și am fost foarte fericite pentru această decizie. Ce gest frumos! Adriana, s-a întâmplat să nu ai ce mânca? Să știi că s-a întâmplat și acest lucru, erau zile în care nu prea aveam ce mânca, dar oricum locuiesc în aceeași localitate cu bunica și atunci bunicii ne ajutau enorm. Orice aveam nevoie, mergeam la ei. Mă refer aici și la perioada în care ai fost la liceu, fiind plecată de acasă, nu aveai bani nici măcar de să-ți plătești internatul. De asta întreb, poate că nu ți ajungeau banii să-ți cumpere o pâine sau...
se mai întâmpla și acest lucru, să nu putem să ne cumpărăm pâine, să nu avem în acea zi bani, dar bineînțeles că erau și zile bune în care aveam, adică nu era tot timpul asta, nu se întâmpla tot timpul asta. Dar, în general, am dus-o destul de greu pe partea asta financiară. Pot să zic că am dus-o destul de greu. Și la școală copiii își mai cumpărau o haină, o sticlă de suc sau ceva. Noi, de obicei, mergeam cu ce aveam. Cred adică că nu ne permiteam prea multe. Erai obișnuită să înduri și știai că asta e situația și mergeai mai departe. Da, bineînțeles. Și mai ales în Bistrița, acum... Colegii aceia nu mă cunoșteau, nu știau că îmi este atât de greu și îmi era și rușine, adică nu le ziceam. Deci nu ai discutat cu nimeni despre situația ta? Nu aveai prietene? Nu. Aveam prietene, dar nu discutam despre acest lucru. Nu eram pregătită, mai ales cum în general au râs copiii, parcă nu venea să mă deschid așa, să vorbesc cu ei tot. În anul 2 de liceu urmează, vine de fapt și sora ta la același liceu, dacă bine știu, și lucrurile sunt și mai greu de dus, pentru că și ea avea nevoie de bani. Exact. Sora mea este mai mică cu un an decât mine și atunci, după un an de liceu, m-a urmat și ea la același liceu, a venit și ea ca și mine și ne-a fost și mai greu cu banii de... chirii de cazare. Așa este. Ne-am descurcat mult mai greu decât m-am descurcat când am fost eu singură. Și atunci, după încă un an împreună cu sora mea, adică eu am făcut 2 ani de liceu în Bistrița, iar după ce a venit sora mea, după un an a trebuit să ne transferăm la o localitate, într-o localitate mai aproape de localitatea unde stăteam și făceam naveta prin o mașină de ocazie. Era mult mai rentabil la costuri. Și așa se face că așa, în condițiile acestea, cu aproape fără bani, finalizați, terminați liceul și știu că urma să te duci la facultate, doar că ți-ai luat gândul de la facultate pentru că nu ți permiteai să o plătești, părinții tăi nu și-ar fi permis. Ai suferit din cauza aceasta? Da, bineînțeles, îmi plăcea tot timpul să... Deci învățam foarte bine, mergeam la olimpiadă la matematică, aș fi vrut să continui, dar... Din cauza lipsurilor nici n-am mai îndrăznit să visez la asta. Și atunci, după ce am terminat liceul, bineînțeles că m-am angajat. Unde te-ai angajat? M-am angajat la o fabrică din Bistrița, unde am lucrat 4 ani de zile. Era o muncă grea? La ce fel de fabrică? Era o fabrică de cablaje. Este destul de ok așa ca și muncă, iar salariul destul de bun. La vârsta de 22 de ani, Adriana, te-ai căsătorit, iar împreună cu soțul tău v-ați cumpărat prima voastră casă prin programul Prima Casă. Cum l-ai cunoscut pe soțul tău? Pe soțul meu l-am cunoscut când eram la liceu în Bistrița. Ne-am cunoscut acolo și am continuat așa o relație, iar după ce ne-am căsătorit, bineînțeles că primul lucru a fost să vedem cum facem să ne luăm o căsuță a noastră, pentru că deja aveam această traumă cu casa și atunci îmi trebuia să știu că am o casa mea. Cred că ai știut să-ți gestionezi fiecare bănuț. Nu ai fost o fată cheltuitoare? Nu, deloc. Mereu ne-am gestionat banii astfel încât să ne poată ajunge de toate cheltuielile și de rate și de tot. După 4 ani de muncă în fabrica din Bistrița, Adriana Oltean sau Olteanu, să mă corectez dacă nu pronunț bine numele tău. Oltean. Oltean decide să devină șofer pe un tir. De ce? Ce te-a făcut să alegi să devii șofer pe tir și nu o altă profesie sau, nu știu, un alt domeniu? Pasiunea aceasta pentru
condus, mi-a insuflat-o tatăl meu. De mică îmi plăcea să mă urc în mașini, pentru că el era mecanic auto. Și atunci mereu ne lua cu el la muncă, ne lua în mașini, ne ținea la el în brațe să conducem, pe drum de țară, bineînțeles. El mi-a insuflat oarecum această pasiune și atunci îmi plăcea să conduc. Și totodată am auzit că se câștigă și foarte bine pe tir și atunci am zis că această meserie este perfectă pentru mine. Ce înseamnă se câștigă foarte bine? Adică eu și cu soțul meu luăm undeva la 5.100-5.200 de euro pe lună. Uh-huh. Adică e destul de ok. Ce a spus mama ta, de fapt părinții tăi, ce au spus când ai luat această decizie? Părinții mei, bineînțeles că m-au susținut și au fost foarte mândri de mine, mai ales tatăl meu, care și el era pasionat de mașini. Deci se lăuda cu mine la toți vecinii, la toată lumea. Erau foarte fericiți pentru mine. La ce vârstă ai obținut permisul? Permisul de tir l-am obținut la vârsta de 24 de ani. Practic de 4 ani sunt șoferiță. Acum am 28. Mulți înainte, Adriana. De 4 ani conduci un tir pe drumurile Spaniei și nu doar, am înțeles că și prin Suedia. Prin toată Europa. Suedia, Franța, Germania, Luxemburg, toate țările astea. Cum continuă povestea ta? După ce ai obținut acest permis, permisul de tir, ce urmează? După ce am obținut permisul de tir, după un an de zile, m-a urmat și sora mea mai mică, care suntem foarte apropiate și avem cam aceleași gusturi, ce-mi place mie, îi place și ei și tot așa. S-a făcut și ea șoferiță de tir, iar după un an în care am muncit cu banii din primul an, ne-am hotărât să punem amândoi părinților noștri și surorilor o casă mult mai bună decât cea în care am locuit. Cred că s-a întrerupt puțin și n-aș vrea să pierdem, pentru că tocmai ai spus ceva important. După un an de zile ai spus că banii câștigați, cu banii câștigați ai cumpărat o casă părinților și surorilor mai mici. Așa este? Așa este, exact. Cu banii câștigați din primul an de muncă m-am hotărât cu sora mea să le cumpărăm părinților o casă mult mai bună decât cea în care am locuit înainte. Și am fost foarte fericite pentru această decizie. Ce gest frumos! Nu mulți ar face asta. Unii, după ce se văd, nu știu, cu propriul ban în buzunar, poate că și-ar cumpăra lui o mașină, și-ar cumpăra o casă, dar nu s-ar mai gândi la ceilalți. Cum au reacționat părinții când le-ați spus că vreți să le cumpărați o casă? Am fost foarte fericiți, bineînțeles, și noi la fel, și ne-am bucurat toată familia pentru acest lucru. Mi-a părut foarte bine că am putut să-i ajutăm și casa cealaltă veche era destul de rea, adică la modul că ploua în casă, adică era foarte rea. Am tot investigat, am mers la tot felul de tratamente, radioterapii, citostatice, i s-a ars gâtul de la atâtea radioterapii, nu mai putea să mănânce. Adriana, cum te-ai descurcat în primele luni după ce ai obținut permisul de tir? Cu tirul, adică nu ți-a fost greu? S-a întâmplat să ai anumite incidente neplăcute? Țin minte că în prima cursă, când am plecat, mi se părea totul foarte ciudat, adică mă uitam în oglinzi, vedeam că este foarte lungă, semi-remorca nu se mai termină și mi-era foarte frică să nu agăs ceva mașini, să nu, mai ales, în prima cursă a fost un stres foarte mare. Dar după, ușor, ușor, am început să mă învăț cu asta și abia așteptam să ies în cursă, să văd unde, în ce localități mai merg, în ce țări. Adică îmi place mult să călătoresc, să vizitez, să cunosc oameni noi și atunci meseria asta mi se potrivește perfect.
Așa cum am spus și înainte să dăm rec, tu ești foarte cunoscută pe TikTok, urmărită, și acolo am văzut cum parca Edita Maitirul într-un garaj destul de micuț, adică era la limită totul. Da, normal. Acum nu mai am nicio problemă cu chestia asta, adică m-am învățat să parchez, să fac toate manevrele, nu mai e o problemă asta. Câte femei în Spania mai sunt șoferițe pe tir, așa cum ești tu? Mai ai colege? Să știi că șoferițe pe tir mai sunt, dar nu sunt atât de multe ca și bărbații, de exemplu. Adică vezi mai rar șoferițe. De asta cred că și colegii ceilalți din trafic, când mă văd în trafic, se uită mirați sau îmi fac cu mâna, mă salută. Discutați prin stație? Știu că se practică lucrul acesta între tiriști. Există acolo o stație și vă anunțați. Vezi că e poliția puțin mai în față. Da. Mai discutăm și prin stație. Vezi că este poliție, vezi că este control. Bineînțeles că ne anunțăm între noi. Sunteți destul de uniți. Da, normal. Ne ajutăm dacă e nevoie sau într-o parcare. Dacă un coleg are nevoie de ceva, îi dau sau... Adică suntem ca o familie așa mai... Te simți în siguranță, nu știu, când parchezi sau ai o pauză noaptea într-o parcare? Nu ți-e teamă că s-ar putea întâmpla ceva rău? Bineînțeles că se întâmplă multe chestii în parcări, adică depinde și de țară, dar sunt țări în care să știi că se fură. Se fură. Și da, intră și în cabină, în camion peste tine, să fure telefoane sau laptopuri sau ce găsesc. Sau se întâmplă să-ți fure motorina. Ce părere aș putea să am despre Mihai, colegul care a fost ucis cu sânge rece într-o parcare din Franța? Sincer, pe mine m-a lăsat fără cuvinte și sunt foarte, foarte revoltată, pentru că nu se pune absolut deloc preț pe siguranța șoferilor. Suntem exact ca în junglă. Cine e mai tare, ăla câștigă. Te și frică noaptea să te dai jos din camion, că nu știi cine te așteaptă cu cuțitul în mână să te omoare. Ce ar trebui noi să facem în situația asta? Să ne luăm și noi pistoale să ne putem apăra de hoți? Dacă cei care sunt în măsură să facă ceva nu fac nimic? Cu siguranță, în 2-3 săptămâni o să se uite și de cazul lui Mihai, pentru că au mai fost colegi de-ai noștri omorâți prin parcări și nu s-a făcut absolut nimic. Mie personal nu mi s-a întâmplat niciodată nici să intre în cabină peste mine, nici să-mi fure motorina. Ceea ce mi-au furat a fost paleții, pe care, acei paleți de lemn pe care vine pusă marfa, care este afară la semi, sunt afară la semi-remorc acei paleți. Uh-huh. Și într-o dimineață eram obosită, bineînțeles m-am pus la somn, iar când m-am trezit și m-am dat jos din camion, nu mai aveam acei paleți, iar acolo lăzile erau deschise și era tot gol. Bine, avem și închizători la uși, ne putem închide ușile, dar au ceva acolo cu care deschid. Sunt dotați și au strategia lor, din păcate. Exact. Spune din că păcate, este, și, da. Este și sora ta șofer pe tir, se întâmplă să plecați împreună în trasee sau cereți șefilor voștri să vă trimită vreodată împreună? Da, șeful nostru știe că suntem foarte unite și atunci când se mai potrivesc cursele, da, mai se întâmplă să mergem împreună, dar în general mă întâlnesc mai rar cu ea.
Dar sunt și curse pe care le facem împreună. Depinde de unde încărcăm și unde mergem. Colegul sau colega, dă-te pe banda 2. Ca să vede clar cu ochiul liber că nu prea te țin balamalele. Mulțumesc! Haide să vedem acum cine este șoferul. Cine să fie? Cine să fie? Adriana, din păcate, primește o veste tristă, pentru că Adina, ori nu, câteva minute în urmă ai spus că le-ai cumpărat o casă părinților tăi cu primii bani câștigați în Spania și când totul trebuia să fie frumos, primește o veste tristă, cum că tatăl tău are cancer. Și ai spus așa, când să ne bucurăm că începe să ne meargă mai bine, am aflat crunta veste că tatăl nostru are cancer la gât. Cum ați aflat? Mi-este destul de greu să vorbesc de acest lucru. Este și normal, Adriana, să-ți fie greu. Da, am aflat că tatăl nostru are cancer la gât. Bine, totul a început cu o răgușeală pe care o avea. Și ușor, ușor, el a mers la control. Dar de acolo i s-a zis că nu are ceva grav, să nu se preocupe. Și atunci, bineînțeles că boala a tot avansat. Și a fost destul de târziu când a aflat, mi s-a făcut la gât ceva, na, foarte... S-a inflamat? Da, i s-a inflamat gâtul. Și atunci a mers să-și facă niște analize mai amănunțite și a descoperit că are cancer în gât. Cum a ales să vă spună? Voi erați în Spania, ei în România. Cum v-au anunțat? Cum ai primit această veste? Da, deci a fost groaznic când ne-a anunțat că a mers la doctor și că i-a zis că are cancer în gât. Nici nu știam cât de gravă este această boală, adică nu știam dacă neapărat mai trăiești cu această boală sau nu mai trăiești. Și atunci, bineînțeles că am intrat pe internet, am tot investigat, am mers la tot felul de tratamente, radioterapii, citostatice, i s-a ars gâtul de la atâtea radioterapii, nu mai putea să mănânce. Adică a fost destul de dureros totul. Am făcut câteva drumuri de România, am luat avionul și am plecat în România. Ai reușit să-ți iei liber? Te-au înțeles cei de acolo care este, ți-au înțeles situația? Împreună cu sora ta v-ați întors? Da, împreună cu sora mea luam avionul și mergeam să-l vedem pentru că credeam că e ultima dată. Pe partea sufletească am pierdut foarte mult, deși acum financiar nu mă mai pot plânge pentru că avem tot ce ne trebuie, doar că nu mai avem pe tatăl nostru lângă noi. Asta este cea mai mare durere. A fost o perioadă grea pentru tine și sunt sigură că ai încercat să faci tot ce ți-a stat în putință pentru tatăl tău și... Știu că ai fost foarte atașată de el și l-ai iubit mult. Exact. L-am iubit foarte mult pe tati. Din păcate s-a stins. Din păcate s-a stins la vârsta de 50 de ani. După ce am plinit 50 de ani, el a împlinit în august 50 de ani, iar în noiembrie a decedat. El știa că nu o să mai trăiască. Simțea asta? Da, simțea acest lucru. Știa că nu o să mai trăiască. A și zis că nu o să apuce Crăciunul. V-a spus asta? Da,
din ce în ce a început să ajungă tot mai des la spital, pentru că îi se făcea rău. După ce a ajuns la spital, adică a început să facă un fel de crize, iar după ce a ajuns la spital, i s-a zis de acolo că are cancer și la cap. A făcut o operație la cap de îndepărtare a tumorii de pe creier, pentru că avea cancer la creier. După a zis că i s-a extins prin tot corpul, la plămâni, peste tot, adică deja nu mai avea nicio scăpare. Ai fost alături de el atunci când s-a stins? Da, am fost alături de el, am mers în România. Tot așa, a fost internat în spital, am mers în România cu sora mea. Și în momentul când s-a stins, noi îl țineam de mână. Adică, practic, a murit cu noi de mână. Mama mea a stat zi și noapte în spital cu el, nu l-a lăsat o secundă. Mi-a fost destul de greu cu această veste. Mi-a căzut destul de greu. Asta a fost cea mai mare, nu știu, cea mai îngrozitoare veste care am putut să o aflu în toată viața mea. Da, mai ales că a fost un tată bun care a luptat pentru voi. Da. Și voi pentru ei, pentru că se vede clar că ați fost și sunteți o familie unită. Care au fost ultimele cuvinte pe care ți le-a spus tatăl tău? Tatăl meu nu mai putea să vorbească deoarece i-a fost băgat un tub în gât și atunci nu putea să vorbească. El, când vroia să vorbească, își punea degetul la tub și atunci putea să vorbească. Dar cum a fost în ultimul timp atât de slăbit, foarte greu îl mai înțelegeam, adică nu se mai înțelegea ce vrea să spună. Dar știu că la spital, câteva zile înainte să moară, adică era ok, ne făcea cu mâna când plecam de la el de la spital, el rămânea cu mama noastră. Mai vorbea așa, dar foarte, foarte slab, adică nu se mai înțelegea ce vrea să zică exact. O săptămână atât a stat în spital, după care a decedat. Când a fost acasă, a fost mult mai bine decât în spital, dar cu timpul s-a agravat foarte tare boala lui. Și acasă înțelegea și zicea că nu știu ce-i cu mine, că parcă încep să am halucinații. Adică era conștient, era un om cu capul pe umeri și chiar dacă a fost foarte bolnav, știa tot ce îi se întâmplă. Ai depășit perioade grele și de asta mi-am dorit mult să filmăm acest interviu, pentru că ești o femeie puternică, cu suflet foarte mare, care nu a uitat de unde a plecat. Nici nu o să uit niciodată. Nu știu câți urmăritori ai tăi de acolo de pe rețelele sociale îți cunosc povestea. Nu-mi cunoaște absolut nimeni povestea, nimeni nu știe prin ce am trecut. Cum este mama ta acum, Adriana? Mama mea acum lucrează. Adică tatăl meu s-a stins de un an și 5 luni. Mama mea, bineînțeles, lucrează într-o fabrică ca să le poată întreține pe celelalte surori ale mele mai mici. Pentru că mai am încă o soră care este pe clasa a 3-a și cealaltă soră este pe clasa a 11-a. Wow, deci ai o soră destul de micuță. Da, exact. Ce înseamnă? Cum i-ai descrie pe părinții tăi în câteva cuvinte? Ce a însemnat tatăl tău pentru tine și împreună? Ce înseamnă părinții pentru tine? Nu știu, pe părinții mei consider ca și niște eroi, pentru că ne-au crescut foarte frumos, ne-au oferit o educație minunată și nu ar schimba absolut nimic în viața mea.
adică din ce au făcut ei pentru noi. Totul a fost perfect. Se simte că ești recunoscătoare pentru ceea ce au făcut și nu-i judeci pentru că n-au putut mai mult. Nu, deloc. Pentru că știu că atât au putut, au făcut tot ce au putut pentru noi. Ai spus, Adriana, așa, acum ne merge mult mai bine pe partea financiară, dar pe partea sufletească am pierdut mult. Așa este, pe partea sufletească am pierdut foarte mult, deși acum financiar nu mă mai pot plânge, pentru că avem tot ce ne trebuie, doar că nu mai avem pe tatăl nostru lângă noi. Asta este cea mai mare durere pe care nu o să putem schimba niciodată. Se vede și se simte că suferi foarte mult. Super, pentru că este foarte recent, s-a întâmplat foarte recent asta și încă mi-este foarte greu să vorbesc despre acest lucru. Dar tu ești puternică în continuare și demonstrezi asta. Ceea ce faci tu, așa cum am spus, nu este o muncă deloc ușoară, dar pe de altă parte este frumoasă pentru că ți-ți dă o satisfacție. Cât de des vii acasă? Cât de des vizitezi România? Acasă în România vin o singură dată pe an, în august, și avem concediu 2 luni. Iar pe urmă, din nou 10 luni în Spania la muncă. La muncă. Da. Cum în perioada cea mai grea a pandemiei, știu că în Spania anul trecut a fost foarte greu, nu greu, cum ți-ai putut desfășura activitatea? Pe noi nu ne-a afectat, pe noi șoferii de tir, nu ne-a afectat atât de mult pandemia asta, pentru că noi șoferii de tir nu avem atâtea restricții ca și cu autoturismul, ca și turiștii, de exemplu, adică putem să circulăm liniștiți dintr-o țară în alta, fără să ni se ceară testul sau toate astea, da. Deci ai putut circula? Da, am circulat fără probleme. Normal a mers. Nu deci, au fost restricții. Ți-ai desfășurat activitatea normal, ceea ce a fost bine pentru că n-ai simțit prea mult realitatea până la urmă, pentru că mulți oameni au fost nevoiți să se închidă în case, iar din punct de vedere psihic și emoțional nu a fost deloc bine pentru ei. Și pentru noi, Așa, e bineînțeles că și pe noi ne afectează oarecum atunci când trebuie să mergem acasă în august, pentru că, na, cu tema asta de virus este destul de greu, adică, na, prin România mă refer. Da, da. Cu carantina, cu toate astea. Sperăm totuși să se mai relaxeze lucrurile. Adriana, care a fost cel mai lung traseu pe care l-ai făcut tu cu tirul? Cel mai lung traseu a fost din sudul Spaniei până în nordul Norvegiei. În jur de 4.000 și ceva de kilometri. Wow! Da. Te-ai gândit vreodată să renunți la asta sau să te reorientezi spre un alt domeniu? Nu m-am gândit să renunț la această meserie, dimpotrivă, ne gândim să ne cumpărăm un tir al nostru și să începem o afacere în treaba asta, pentru că ne place foarte mult meseria. Ok, deci vrei să-ți deschizi un business și să continui. Exact, vrem să ne deschidem o firmă de camioane și să ne cumpărăm propriul nostru tir. Și ușor, ușor să începem cu afacerea noastră. Cât de frumos! Vă doresc mult succes! Mulțumim mult! Eu cred că mama ta și surorile tale din România vor vedea acest interviu, nu? Cu siguranță îl vor vedea, bineînțeles. Sunt foarte nerăbdătoare să-l vadă. Ce ai vrea să le transmiți? Așa, un mesaj special pentru ele, pentru că știu că ți-e dor de ele și le iubești mult. Păi vreau să le transmit să fie mereu puternici, așa cum au fost din totdeauna. Să nu uite că le iubesc mult. Și mi-este dor de ele mereu. Ce frumos, Adriana. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru
Pentru că ți-ai deschis sufletul aici, la Spunem Cum. Îți mulțumesc, mulțumesc și eu din suflet pentru această invitație și mă bucur că v-am cunoscut. Cu mare drag. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și drumuri bune. Mulțumesc mult de tot. Dragii mei, astăzi ați cunoscut-o pe Adriana Oltean, tânăra care a luptat și a sacrificat multe pentru fiecare realizare de care azi se bucură. Adriana este un exemplu de putere, voință și determinare, însă cel mai important este un exemplu de bunătate pentru că are un suflet frumos. Eu vă mulțumesc că și de această dată ne-ați urmărit. Nu uitați că aceste emisiuni pot fi urmărite în continuare atât în online, dar și pe toate rețelele de cablu din România. Eu vă aștept duminica viitoare de la 20 fix, aici la Spunem Cum, cu o altă poveste de viață. Dar până atunci vă doresc zile fără griji. Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.